Gândurile mele se îndreaptă spre generația extraordinară, cei care sunteți noastră într-o etapă foarte complicată pe care trecem. O etapă legată de provocări și de incertitudine. Incertitudine din cauza COVID-ului, incertitudine din cauza unei crize energetice, incertitudine din cauza unui război în Ucraina. Și la aceste condiții foarte complicate, mesajul este unul, să aveți încredere. Fiecare generație este mai bună decât generația precedentă, aceeași incertitudine o avem și eu în anul 1991, când a fost proclamată independența Republicii Moldova și pășeam într-o lume în care așteptările erau mari, realitățile erau de altă natură. Vă spuneam, nu o să vorbesc mult, dar o să, aș vrea să vă dau câteva îndemnuri, dacă îmi dați voie. Mă gândesc că chiar dacă ați uitat ce am spus în prima zi de școală, v-a ajutat probabil dacă ați reușit să absolviți și poate în subconștientul dumneavoastră o să rămână. Ce vreau să vă spun e să, chiar dacă nu știți astăzi ce veți face mâine sau ce carieră o să urmați sau chiar dacă vă apucați de o carieră astăzi și mâine vă răzgândiți, să știți că nu e o tragedie și că veți avea timp să vă răzgândiți nu doar o dată, de două, de trei ori și că este în regulă să faceți lucrul acesta, să știți că nici eu nu eram la 21-22 de ani secretar de stat și nici nu credeam că o să fac politică pe vremea aceea. Faptul că astăzi sunteți aici înseamnă că nu v-ați deziluzionat. Înseamnă că profesia v-a ales pe voi, pentru că adesea jurnalismul nu este ales de om. Jurnalismul își alege omul care poate să profeseze acest lucru, comunicarea la fel.